Este să iei cele 3 puncte. Asta ne-am propus înainte de meci, să luăm cele 3 puncte pentru a urca în clasament și victoriile aduc victorii, ne bucurăm și sper să o ținem pe același drum. Cum a fost tactica voastră pentru acest meci? Cum v-ați pregătit? Acum a trecut meciul, puteți să spuneți. Tactica noastră a fost să luăm cele 3 puncte. Cum am zis și mai devreme, tactica se schimbă de la meci la meci, dar, cum am zis, meciurile de genul, cele mai importante meciuri din campionat cu echipe fruntașe, cum a fost azi CFR-ul, te gândești doar să iei cele 3 puncte, nu contează cum joci și la final contează să fii victorios, să pui cele 3 puncte departe. Aș vrea să-mi povestești un pic faza aceea cu Taxidis, ce s-a întâmplat acolo? Deci, într-adevăr, Taxidis a dat cu capul minge, nu? Și eu cred că l-am lovit cu, nu știu, aici, cred că în zona asta l-am lovit în cap, nu? Eu nu m-am enervat pentru că ceilalți ziceau că l-am lovit cu capul, adică eu nu l-am lovit cu capul. Ia spune că a fost lovit aici. Aici nu, da. El mi-a arătat la cap, ceilalți jucători la fel. Sper că e ok, nu știu, a fost... Sincer, meritai roșu, adică la intrările de genul ăsta? Nu, de ce să merit, cum să merit roșu? Nu m-am dus să-l lovesc cu capul, nu... Într-adevăr, a dat cu capul minge și l-am lovit pur și simplu cu partea asta. Nu l-am lovit cap în cap sau... Dacă loveam cap în cap, da, se putea da roșu, dar nu cred că a fost o intrare de roșu. Mie unul mi s-a părut. Cum este pentru voi această perioadă? Rezultate foarte bune cu acest nou antrenor? Ce s-a schimbat la voi și ce credeți că a adus în plus? Păi, da, într-adevăr, rezultatele sunt foarte bune, dar cum ziceam și mai devreme, e important că trebuie să ne ținem pe aceeași linie, victoriile aduc victorii și, nu știu, am zis și la conferința de presă, aveam nevoie de un detaliu foarte mic, cred că mister l-a adus cu el și, din punctul meu de vedere, era ceea ce ne lipsea. Și sperăm să continuăm pe același drum. A ce ritm a avut meciul acesta? Crezi că s-a ridicat așa la nivelul unei țări care are o națională la Euro? Eu cred că da. Acum rămâne și părerea specialiștilor. Eu cred că da, așa am simțit din teren. Am avut și câteva meciuri la națională. Într-adevăr, au fost cu miză și meciul acesta a fost cu miză. Mi-a plăcut cum s-a jucat, a fost ocazie de o parte și cealaltă, s-a jucat frumos. Asta e cel mai important în fotbal, să se joace, să fie spectacol. Chiar azi citeam pe un site, antrenorul de la PSG zicea că fotbalul este spectacol. Apropo de spectacol și de Euro, știm adversarii, Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului. Cum vezi tu șansele României și ce ne poți spune despre Belgia? Pentru că ai fost acolo în campionatul lor, știi cam cum e stilul lor. Da, este o grupă bună, sincer să vă zic, este o grupă bună, o grupă care ne gândim să trecem mai departe, dar mai este, avem sper să fac parte din meciul amicale din martie și după sper să fac parte din lotul naționalei la Euro. Este o grupă foarte bună și da, într-adevăr, Belgia, cum știe toată lumea, este o echipă în formă, o echipă foarte bună cu jucători care joacă în top 5 campionate. Nu am multe lucruri să zic despre jucătorii belgeani, că îi cunoaște toată țara. Mulțumesc! Și eu.